Titanium Bombers din seria produselor Salom Roger. De ce este Titanium și Bombers? Vedeți acel avion? Nu știu cum are denumirea avionul respectiv, dar acel avion care dispare și apare, da? Poate fi invizibil, da? Puteți vedea avionul în film, dar și în realitate există avionul respectiv. Nu scapă acum denumirea lui. Și probabil de aceea este Titanium construcția avionului și Bombers bombardierul. Bun. Asta așa ca și observație. Mare lucru nu avem nici aici, la fel cum apare pe produsele de la salonul Roger. Trei limbi. Descriere în trei limbi. Este P1, da? Este categoria P1. Codul este KL01. 20 de grame. Sunt 10 bucăți. Da, 10 bucăți. 20 de grame, practic 2 grame per bucată. Așa, evident, certificatul, adresă, bla bla. Aici avem anul fabricației 2019. Și că valabil doar până în 2021, luna 12. Cam puțin. Acum în cutie sunt doar 5, deoarece eu când filmez acest intro, eu l-am testat, deja am ieșit la test, n-am apucat să filmez. Pe ele vedeți frumos 2 grame. Acolo sunt destul de mari, destul de groase, ca și construcție seamănă pe petardele alea de la Dextrin, Signalos 2.0 parcă, alea erau așa groase, deci cu alea seamănă. Ce să vă mai zic, n-am ce să vă mai zic, haideți să mergeți să vedeți și testul la aceste produse, ca și construcție, ca și cutie, îmi place foarte mult. Deci, după Funke, dacă ar fi mai multe produse de la Salom Roger îmi place foarte mult. Atât cum arată produsele în sine, cât și ambalajul, la fel și calitatea, o să vedeți și voi. Deci, Salom Roger, fă cum ați și adă și încoace mai multe produse, nu le ține acolo în Belgia. Bun, haide să mergem să le vedeți și voi ce a ieșit din test. Da, deci din seria, din episoadele astea cu Salom Roger, bubuiturile, ați văzut la Screaming Demon probabil și la Color Whistling Thunder, sunt mișto. Astea, ca și construcție, sunt mai mari. Și stai așa, uite, din întâmplare le am și astea aici. Uitați cât sunt pe lângă ele, da? Ca să vă dați seama, da? Uitați. Îmi tremură mâna. Abia aștept să le încerc. Salom Roger, noul meu favorit. Salom Roger și zice, are doar 2 grame. Mamă. Deci sper să nu mă dezamăgești. Salom Roger, cu 2 grame. Și că e și titanium. Bă, deci mi-e frică. Trebuie să fug la 10 metri, nu știu. Hai să vedem. Ați auzit? Și eu. Ciripesc păsările. Păsăricile, cum ciripesc.
Dar parcă trebuia să auzim altceva. Parcă trebuia să auzim altceva, nu? Deci, salon, Roger. Am cobit. Am zis că nu cumva să mă dezamăgești. Și ce ai făcut tu, salon, Roger? Ei, ei, hai să vedem totuși. Dacă efectul e mișto, o să-i punem noi fitil peste, nu știu, o jumătate de oră la chestia aia. Dar hai să vedem. Sper, sper. Da, bubuie. Bubuie. Deci, bubuie. Nu știu, trebuie să merg să văd și noaptea. Cum bubuie. Dacă bubuie mișto sau nu bubuie mișto. Salon Roger. Noul meu favorit. Până una alta, eu o să mai stau să ascult cum ciripesc păsările aici în pădure. Așa că cu voi ne auzim la următorul clip. Până una alta. Pa!